Fetița provine dintr-o familie săracă, tatăl este plecat la muncă în străinătate, iar mama, cunoscută ca o împătimită a alcoolului, își neglija frecvent copilul. Fetița a venit la centrul comercial la cumpărături. Paznicului i s-a părut însă că aceasta nu a plătit. S-a luat după ea, a prins-o și a lovit-o fără milă chiar în parcarea magazinului. Paznicul susține că minora a stat toată ziua în parcarea magazinului și a cerșit, motiv pentru care a decis să-i aplice o corecție zdravănă. Fata avea un hematom masiv la nivelul ochiului stâng, prin care nu putea nici să deschidă ochiul și avea și urme de agresiune mecanică la nivelul cavității bucale. Am stabilizat-o și apoi am transportat-o la spital. Polițiștii bârlădeni au identificat un bărbat în vârstă de 24 de ani, agent de pază la un centru comercial din municipiul Bârlad, care recunoaște faptul că a lovit minora în vârstă de 11 ani cu palmele peste față. Minora este acum în grija protecției copilului. Aceasta urmează să fie dată în plasament familial. Cel mai probabil va fi luată de bunicii de pe tată. Acum trebuie să găsim soluții împreună cu poliția, împreună cu sănătatea, și să concentrăm destule forțe ca să putem să restabilim echilibrul acestui copil, pentru că înainte de toate trebuie să ne gândim cum să-l scoatem din această criză pe copil. El acum este în spital, evoluează spre bine, dar de acum va trebui să-i facem consiliere psihologică. Paznicul agresor este cercetat pentru loviri sau alte violențe și riscă amendă sau închisoare de la o lună la 3 luni.